Femeile sunt o sursă de inspirație continuă. Maggie Platon e una dintre acestea. Am fost în vizită la ea acasă. Ne-a gătit ceva gustos și am stat la taclale. Dar aflați mai multe detalii din reportaj. Maggie e tânăra de la care se inspiră multe alte femei. Pagina ei de Instagram este locul unde își împarte trăirile, sfaturile, iar mai nou și rețetele culinare. Și pentru că e pasionată de gătit, lucru moștenit de la mama sa, îi place să o facă într-un mod cât mai organic și sănătos. În comerț găsim tot felul de produse cu zahăr, diferiți coloranți, ceea ce nu este sănătos pentru organismul nostru. Este vegetariană de mai bine de 7 ani și acordă o atenție deosebită la ce bucate prepară, obicei pe care i l-a transmis atât soțului cât și micuțului lor băiețel, Mark. Educația alimentară se învață de în familie. Asta am luat-o eu de la părinții mei și asta vreau să transmit și mai departe. Vreau să fie un copil sănătos. Majoritatea rețetelor pe care le face sunt inventate cu multă dragoste chiar de ea. Chiar astăzi voi pregăti o rețetă inventată de mine, din ceea ce am eu în congelator. Voi face o galetă cu mure, cu diferite fructe congelate. Reușește să fie prezentă atât pe online cât și în afara lui, iar lucrul care o motivează sunt reacțiile pe care le primește de la rude și prieteni, dar și de la comunitatea sa virtuală. Când urmăritoarele îmi transmit diferite rețete în privat și îmi arată, uite, am făcut după rețeta ta, îmi cresc urechile. Îmi place foarte mult feedback-ul ăsta de la urmăritorii mei. Și asta mă face să creez.